15 tineri cu deficiențe de auz de la Liceul Beethoven din Craiova, împreună cu alți 15 tineri din Scoția, învață de la profesori de teatru să devină actori. Workshopul vizează și dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnologiilor digitale în producția de efecte special teatrale. Și pentru că limbajul semnelor este diferit în Europa, se dorește dezvoltarea de noi semne corespunzătoare termenilor din teatru. Este prima zi de lucru, s-a demarat cu acest curs de efecte speciale pe scenă, urmând ca din această după-amiază să se reintre cu cursurile de teatru efectiv, susținute în totalitate de profesori universitari, respectiv doi de la Facultatea de Litere din Craiova, secția de teatru, și un alt profesor venit special din Glasgow, de la Conservatorul Regal. La Conservatorul Royal din Scoția învață de un an și un tânăr cu deficiențe de auz, absolvent al Liceului Beethoven din Craiova. Talentul său la pantomimă a fost imediat remarcat de un regizor scoțian. A fost însă nevoie de multă ambiție pentru a deprinde limbajul semnelor specific britanicilor. Se bucură foarte mult și a fost dor, pentru că el aici a crescut în România. A avut examene pe care a reușit să le ia. Te simți bine? Cum se lucrează acolo? Cât sunt la facultate? Câți colegi ai la facultate într-o grupă? Special? Sunt 8 într-o grupă, toți sunt surzi. Este o secție specială pentru surzi de teatru. Proiectul face parte dintr-un parteneriat strategic între Asociația Window România, Teatrul Solar Bear Limited din Glasgow, Scoția și Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.